La doar 16 ani, înotătorul David Popovici este noua stea a natației mondiale. Legitimat la clubul Steaua, David a cucerit 4 medalii la europenele de junior de la Roma, dintre care 3 de aur, la 50, 100 și 200 metri liber și a stabilit 3 recorduri mondiale. Întors în țară pentru 3 zile, cel mai rapid om al planetei în proba de 100 de metri liber din 2021 a fost primit la salon oficial al aeroportului Henri Coandă de către președintele clubului Steaua, Răzvan Bichir, de reprezentanți ai Ministerului Tineretului și Sportului, de conducerea Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, dar și de rude și prieteni. Trebuie să recuperez niște somn, să fac masaj și să încep să mă acomodez chiar de acum de la Izvoran cu fusul orar de la Tokyo, care e cu, cred, 6 ore înainte, deci destul de diferit. Va trebui să mă antrenez noaptea, să încerc să dorm ziua, numai că până la începutul competiției propriu zis, mai sunt vreo, nu știu, cred că 12 zile de acum, așa că e destul timp. Atârnă greu medalii? Nu, sunt destul de ușurele. Voi lua, nu știu, voi încerca să îmi fac gâtul să lucreze cât mai mult. Mai poți de ce, nu? Da, mai pot de ce. Ai ridicat câteva sprâncene după rezultatele astea, abia aștept întâlnirea cu adversarii de la joc, mă gândesc că te vor privi altfel, vii din altă postură. Încep să cred că am devenit un fel de crowd favorite și asta e o postură care îmi place, pentru că întotdeauna cei care au triumfat în fața celor mult mai buni și cu o experiență mult mai bună au fost priviți altfel și e o imagine de care mă bucur. La finele acestei săptămâni, elevul antrenorului Adrian Rădulescu va lua drumul Japoniei pentru a participa în premieră la o ediție a Jocurilor Olimpice. Să sperăm că la o evoluție cât mai bună o să fie o provocare pentru el să se adapteze acelui mediu extraordinar de competitiv și sper să fie acolo cât mai în față și să surprindă din nou, în primul rând, prin capacitățile lui. David Popovici va concura la Jocurile Olimpice în proba de 100 de metri liber. Roma a fost cucerită. Urmează Tokyo.